În perioada 23-27 mai 2022, la nivel național, se desfășoară evenimentul organizat de Poliția Română, sub titlul Săptămâna Prevenirii Criminalității. Prin temele abordate, polițiștii doresc să concentreze un număr cât mai mare de întâlniri cu cetățenii într-o perioadă de timp bine determinată, astfel încât, în colaborare cu partenerii, autorități locale, unități de învățământ sau mass media, cetățenii să fie informați despre necesitatea adoptării unei conduite de autoprotecție în vederea reducerii riscului de victimizare. Astfel, luni 23 mai va fi dedicată prevenirii discriminării. Marți 24 mai vor fi desfășurate activități de prevenire a violenței domestice, iar miercuri 25 mai vor fi abordate teme care vizează prevenirea victimizării și a disparițiilor de minori. Joi 26 mai, polițiștii vor desfășura activități specifice pentru siguranța online. Vineri 27 mai, activitățile vor fi dedicate prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului și siguranței rutiere, urmând să fie organizate ample acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la cele mai eficiente modalități de protejare a locuințelor și bunurilor personale, acțiuni în trafic menite să sporească siguranța rutieră și concursuri dedicate celor mai mici participanți la traficul rutier.